la declarații Emil Boc. Sub privirea oamenilor, nu sunt utilizate, dacă e să vorbim de un alt domeniu, unde avem sănătate, unde avem educație, unde avem cultură. Sunt direcții descentralizate ale Ministerului Educației, ale Ministerului Sănătății, ale Ministerului Culturii la nivel județean. Acelea trebuie să preia atribuțiile, iar noi să nu mai venim cu dosărelul în fiecare săptămână la București și dimpotrivă să discutăm la nivel local, Bucureștiul păstrându-și dreptul de a controla, de a verifica ai făcut corect aplicarea legii, nu, te sancționez sau te dau afară. Deci, atunci România va funcționa mult mai bine dacă această descentralizare va avea loc pe orizontală, pentru că nu va mai trebui să venim la București, repet, cu un dosar sau să transmitem acum chiar în format digital și să așteptăm luni de zile, pentru că e inevitabil la București capacitatea limitată de luarea deciziei. Însă la nivel teritorial, gândiți-vă, sunt 40 de județe, 106 municipii. Cât de repede s-ar putea lua decizii în favoarea oamenilor și a funcționarii acestei țări. Am abordat nevoia cooptării reprezentanților structurilor asociative în elaborarea ghidurilor pentru PNRR, pentru că noi cunoaștem problemele reale cu care ne confruntăm. Am abordat o temă majoră pentru România și cred că este un proiect de țară care ar trebui să stea pe agenda noastră, oprirea exodului resursei umane și întoarcerea acasă a celor care au plecat, iar asta se poate face numai prin salarii mai bune, printr-o calitate a vieții mai bună în toate domeniile. Asta se întâmplă în primul rând la nivel local. Și dacă vom fi sprijiniți de guvern, în primul rând să nu fim încurcați și în al doilea rând să se descentralizeze decizia, atunci vom putea să ne păstrăm și resursa umană acasă și să-i aducem pe cei care au plecat, pentru că până la urmă este cea mai importantă resursă pe care România o are. O să rog și pe domnul președinte executiv să detalieze o parte din subiectele discutate, pentru că împreună am susținut punctul de vedere al AMR-ului. Am susținut descentralizarea, pentru că fără descentralizare nu avem nicio șansă să ne dezvoltăm. Din păcate, mai toate deciziile se iau la București, mai toți banii se strâng tot aici și este greu să poți administra eficient de acolo, din teritoriu, până la urmă, averea comunității și dezvoltarea comunității. În al doilea rând, este necesară reforma administrativă, pentru că din 1968 nu s-a mai întâmplat nimic. Suntem ultima țară care n-a făcut nimic în această direcție și cred că este cazul să nu mai pierdem foarte mulți bani, în același timp să se dezvolte și zona rurală și zona urbană cât mai bine. De exemplu, la Buzău nu am putut să alocăm nicio suprafață, n-am găsit 3.000 de metri pătrați pentru acel program cu creșele. Asta este problema, dar cu siguranță în timp se va rezolva și această problemă, pentru că este foarte, foarte necesară. Sunt în spate și colegii noștri de la Asociația Municipiilor și de la Asociația Comunilor, Asociația Consiliilor Județene din România. Primarii și șefii de consilii județene au mers astăzi la guvern. Principala temă pe ordinea de zi e, desigur, plata facturilor la energie electrică și gaze naturale pentru instituțiile și companiile din subordinea primăriilor și a consiliilor județene. Asta în contextul în care știm că autoritățile locale au transmis în repetate rânduri în ultimele luni faptul că facturile de energie la școli, spitale, instituții de cultură și companiile municipale au crescut rapid din cauza scumpirii energiei la nivel național.